Bună ziua, stimați reprezentanți ai instituțiilor media, stimați cetățeni. Republica Moldova traversează o perioadă destul de complicată. Anul acesta am fost loviți de pandemie COVID-19. Sistemul medical face cu greu față. Mediul de afaceri rezistă cu dificultate. Părinții se întreabă cum și când vor reveni copiii în școli, în grădinițe. Medicii noștri luptă în fiecare zi pentru viața și sănătatea noastră. Pe lângă toate acestea, pentru că o nenorocire niciodată nu vine de una singură, anul 2020 a adus cu sine și o secetă care a pus pe brânci anumite sectoare ale agriculturii. Într-o țară în care aproape 30% din forța de muncă lucrează în agricultură, efectele desigur că pot fi catastrofale. Și pentru că uneori nenorocirile vin și câte trei, colac peste pupăză, anul acesta avem și alegeri prezidențiale. Așa că în loc să se concentreze pe rezolvarea problemelor despre care vorbeam, politicienii din toate taberele speculează la maxim toate aceste nenorociri și încearcă să adune dividende politice pe fiecare dintre ele. Situația este complicată, trebuie să fim sinceri și să o recunoaștem. Având în vedere aceste subiecte importante care necesită un dialog între forțele politice responsabile, Partidul Democrat adresează propunerea de a avea loc o întâlnire pe platformă parlamentară în formatul PDM, PSRM, PAS și platforma DA. Agenda de discuții pe care o propunem este cea care preocupă nu doar Partidul Democrat, dar și Partidul PAS, dar și platforma DA, dar și PSRM. Și cel mai important este însă că sunt teme care preocupă cetățenii. În primul rând, un subiect important pe care îl vom propune spre discuție este situația gravă din agricultură provocată de secetă. Agricultorii vor să vadă că în Parlament se discută constructiv și serios despre problemele lor. Am certitudinea că împreună cu cei sinceri preocupați de acest sector și cunoscători ai acestui domeniu, vom putea găsi o ieșire din situație care să mulțumească agricultorii. A doua problemă care trebuie discutată pe această platformă este asigurarea desfășurării alegerilor libere și corecte. Au existat în spațiul public îngrijorări și nemulțumiri privind modificarea codului electoral. Cred că este important să ascultăm propunerile fiecărui partid în acest sens și să căutăm modalități concrete pentru a ne asigura că alegerile vor fi transparente și cetățenii vor putea vota în cele mai bune condiții. 3. Pandemia COVID-19. Au răsunat până acum de la această tribună zeci de propuneri și idei, unele mai bune, altele mai puțin realiste, dar cred că e cazul să le trecem în revistă pe toate și să vedem cum putem îmbunătăți situația. Nimeni nu a fost pregătit pentru această pandemie și, prin urmare, nu poate pretinde că deține adevărul în ultimă instanță. De aceea, mai multe minți, bine intenționate, desigur, vor genera soluții mai bune pentru oameni. Activitatea mediului de afaceri, anul școlar, redeschiderea grădiniților. E important să vedem ce viziune are fiecare partid la aceste subiecte și să ne unim eforturile în acțiuni comune. Acest dialog comun ar fi un semnal de normalitate, care să arate cetățenilor că, dincolo de ceea ce ne separă, suntem capabili să dialogăm și să venim cu toții cu propuneri pentru a le face viața mai bună. Toate partidele politice au făcut mai multe declarații care au vizat aceste teme, au existat și câteva propuneri.
cred că e bine să le discutăm și să ne așteptăm până începe și să nu așteptăm până începe o nouă sesiune a Parlamentului. Urmează în continuare să continuăm colegii din partidele menționate și să vedem dacă acceptă să avem acest dialog, apoi să convenim în ce format și când ne întâlnim. Vreau să fac o precizare foarte clară și fermă. În niciun caz, Partidul Democrat nu va participa la un dialog cu grupările Candu și Șor. Deci orice alt format care include aceste entități nu va fi acceptat de noi. Dragi prieteni, politica nu trebuie să fie despre certuri și interminabile acuzații reciproce. Politica trebuie să fie despre cei care te-au adus în Parlament și despre așteptările lor. Cel mai bun mod în care Parlamentul poate recâștiga încrederea cetățenilor este ca aceștia să vadă că forțele responsabile din Parlament discută despre problemele lor. Chiar dacă avem opinii divergente, dialogul poate să aducă clarificări și rezultate bune pentru oameni. Partidul Democrat este gata să susțină ideile constructive care vor apărea în acest dialog. Vă mulțumesc!